La evenimentul de la Muzeul Satului Vâlcean din Bujoneni au participat reprezentanții Muzeul Satului, cei ai Centrelor Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Olt și Vâlcea, dar și subprefectul județului Vâlcea. Deja este o tradiție ca în luna martie, această frumoasă expoziție care constă în 40 de exponate de data aceasta să sosească la Râmnicu Vâlcea. Mulțumim colegilor noștri de la Slatina, și anume Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din județul Olt, pentru că de fiecare dată se gândesc să poposească cu această frumoasă expoziție la Muzeul Satului Vâlcean, locul cel mai indicat de desfășurare a un astfel de eveniment. Scopul, de altfel, al acestui salon de fotografie etnografică este tocmai recuperarea tradițiilor și promovarea culturii tradiționale autentice românești. Mă bucur că sunteți în număr așa de mare. Eu țin foarte mult la Muzeul Satului Vâlcean, țin foarte mult la tot ce înseamnă tradiție, țin foarte mult la tot ce înseamnă cultură. Asta este ce ne-a mai rămas și sperăm să nu fie atins așa de eurile și molima asta care și ecoli și alte lucruri nenorocite care au dat peste noi. Le spun bun venit prietenilor noștri deja de la Olt, le mulțumim pentru fotografiile, eu deja le-am văzut, sunt superbe, sunt nemaipomenite și mai ales ne-aduc aminte de bunicii, de străbunicii noștri, de părinții noștri, Dumnezeu să-i odihnească și de acolo de unde sunt să ne păzească și să ne îndrume pașii spre ceva mai bine și o viață mai luminoasă. Este locul ideal unde o expoziție de acest gen și are locul și de aceea este a șasea oară când suntem prezenți cu expoziția noastră la dumneavoastră. Avem, ne bucurăm că încă mai există asemenea frumuseți care pot fi fotografiate. Avem, această expoziție este rezultatul unui concurs național, se numește Etnografica. Avem fotografi din toată țara care participă la această expoziție și spre supărarea noastră, în ghilimele, ca și în ultimii ani, merge mare premiu în Ardeal, în zona acum colaționat nostru, de câțiva ani, cei din Mureș, Covazna, Bistrița au câștigat prima de primă. Salonul a evoluat, faptul că am avut 47 de fotografi care au trimis lucrări, 403 lucrări din care s-au ales aceste 40 care se regăsesc în expoziție, și cele 5 premii, adică medalia de aur, argint și bronz și 2 mențiuni, sunt rezultatul unei jurizări, zic eu, destul de corecte și serioase. Tot noi la Slatina suntem primii care am desființat funcția de președinte al jurului. La noi toți membrii sunt egali, fiecare își face punctajul lui, se trage linie și în ordinea punctelor rămân lucrările care se acceptă funcție de câte ne propunem și, bineînțeles, de calitatea acestora. Ce să vă spun? Mai mult de atât decât să vă bucurați de lucrări, faptul că noi suntem aici la Vâlcea nu este deloc întâmplător, avem o relație strânsă de colaborare cu Muzeul Satului și cu Muzeul Județean de Istorie. Salonul are drept scop promovarea culturii tradiționale naționale prin intermediul imaginilor fotografice cu caracter etnografic. Tematica salonului este fotografia ca document etnografic. Salonul este rezultatul unui concurs național de fotografie la care au participat 47 de fotografi. 40 de fotografii au fost alese pentru a fi expuse în cadrul Etnografica.